O țigare. A, cu nu, E. Cu E în coadă. A, mă iertați. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Vreau să vin cu știrea cu hoți. Da. Un brăilean a jefuit o fată. I-a furat din mână o bancnotă de 50 de lei, da? Da. L-a găsit poliția 20 de minute mai târziu. Și câți bani crezi că avea pe el? Nu știu. Avea pe el 49 de lei. Nu cred. Asta înseamnă că el cheltuise doar un leu. E un hoț econom. E culmea paradoxului. Păi ce și-a luat de leu ăla? Că nici o cartelă la metrou nu ții. Niciun, și bă, ăsta, biletul de tramvai, e bun leu 30, nu știu cât e. Anchetă în plină desfășurare la Dimineața Blană. Ce și-a cumpărat hoțul cu un leu? Ce poți să-ți cumperi în ziua de astăzi cu un leu? Ia să vedem. Mă gândesc așa. Două gume turbo. Știi că mai sunt? Da. Dar numai la anumite alimentare din astea găsești. O, Eugenie? Doar una? Păi da. Bă, dar ce s-a scumpit, Eugenie, ești nebun, un leu? Aha. Pe vremea mea... Cafea de la dozator, ne zice cineva, foarte bine, bravo! Un leu pentru Ateneu. Cafea de săraci, se scrie săraci, Saraki, se scrie... Deci terminați cu ău ăla din săraci și cu câu. E Saraki, așa se scrie. Un covrig, ne mai zice cineva? Un corn. O pâine, dar de-aia Neptun. Nu e de-aia cu semințe și... Ei, na, mai trebuie și cu semințe, fițe la un leu. Și-a cumpărat un covrig cu gaură mainică. Bine, mulțumim! Mulțumim! Următorul la rând! O cafeluță călduță. O țigare, ne scrie cineva. Se mai dau țigări la bucată, Doamne? Nu, o țigare. Cu nu. E. Cu E în coadă. A, mă iertați. O bucată de hârtie igienică, dar e de aia de te zgârie la un leu, bosule. E din aia nasoală, din scoarță. De aia nasoală, rău, rău. Uite, o lumânare, zice cineva. O vafă, ne scrie cineva. O pungă de crax, e 90 de bani. Mamă, și aia ce bunea. Chipsuri, tu nu prea mănânci nesănătos. Nu, eu nu spun din asta. Nu văd că eu mănânc numai Da, el mănâncă numai de asta, de gâște, ceva rău. Un da, vocabular? Ce e ăla? Un carnețel din ăla? Da, da, sau? Mai sunt alea, vocabular. O cutie de chibrituri? Foarte tare. O felie de parizer? Mamă, tot felizea în acolo. O legătură de pătrunjel, bine, bravo! Jumătate de sâmbure de cireașă, două ouă, stai așa, două ouă, da, cu un leu, dar din găină de aia chinuită, sugrumată, ținută într-o, nu numai în cușcă, sus, la 2 metri de pământ, ținută într-o cușcă și într-o cutie, în cușca aia mai e o cutie, înțelegi? Și găina stă în întuneric la 50 de bani ouă. Da, ce drept. Și la 85 de bani ou, nu? E și la un leu un ou. Da, ia uzi. Uite, încarci sifonul. E de dinozaur la un leu. Mamă, sifonul. Încarci sifonul. Unde mai încarci mai sifonul? Sunt, măi, sunt și de la... Știu și de asta cu sifonul, dacă îți vine să crezi. Un pachet de șervețele. Unde? Tot la Lizeanu se încarcă sifonul? Nu, pe Bulevardul Chișinău este un de-asta de încărcat sifoane, jur. Eu am auzit că dacă ești sifon, vin băieții după tine. Și eu de atunci m-am lăsat de sifoane. Să mai vedem. Un mesaj vocal, mergem la risc, nu-l ascultăm dinainte, zicem așa? Două monede de 50 de bani. Măgura, știu ce e, prăjiturica aia. Da, uite, vezi? Un pix, ne mai zice cineva. Cred că e mai scump un pix. Două, trei pliculețe de Nes. Hai mă, mai știți că le-am cam zis pe toate. O ciocolățică, zice cineva. Și ce pe strada ciocolățică? Doctor Grozovici se dau țigări la bucat. Să meargă controlele acolo. Trei pastile de gumă Orbit. Dar cum îți dă guma Orbit la pastilă? Nu înțeleg. Păi e la bucat aia, nu? A, ba da, se dau și Orbit la pastile. Cum, mă? Da, mă, desface pachetul, bravo, da. Și dă aia. La noi era vrăjeala asta, n-am să-ți dau 20 de bani. Îți dau o gumă. Păi și acum, și să-mi adu... Știu ce mai poți, o acadea. Ne mai scrie cineva, Mentosane, mersi Barosane, de mesaj, o legătură de ceapă. Ceapă la legătură se da, dă acum? Da, da.
A, din asta verde. Din aia verde, da. Nu da, mă da, înțelegeam. Da. Uite, gel de păr din ăla verde. Mamă, mai ții minte gelul ăla de păr? Gel de păr verde? Adică doar Delia? Își chia din asta sau? Nu mai gel de la pe vechi. A, gelul e verde, nu păr. Da, am da. Înțeles, da. Uite, ne zice cineva că ți-ai două Eugenii. Ok. Și acum, cu un leu să știi că poți să ții și Antonia, că a apărut o Eugenie care se numește Antonia, by the way. Bine ați venit la Dimineața Blana. Ascultați aici sau la pachet?